Bună ziua! Voi pregăti supă cremă de brocoli, o supă cremă rapidă și foarte gustoasă. Voi avea nevoie de două buchete de brocoli, un ardei gras roșu, puteți folosi orice fel de culoare doriți la ardei, o ceapă, două linguri de ulei, o linguriță de pudră de usturoi, o linguriță de sare, o linguriță de fulgi de chili, puteți folosi și piper. Voi începe să tai cotorul de la brocoli cu un cuțit ascuțit. Și acum mă voi desface în buchețele mai mici. Ea se desprinde foarte ușor de pe acest cotor. A mai rămas un pic de cotor, îl tai și cu acesta. Dacă doriți să folosiți și cotorul, îl tăiați bucățele mici și îl puneți la fiert. Eu voi omite cotorul, nu îl voi pune la fiert, pentru că am destul brocoli. Și acum voi pune acest brocoli la fiert în apă cu sare. De fapt, o să vă arăt cum voi proceda mai departe. Voi tăia și acest ardei. Voi scoate sâmburii. Ardeiul l-am spălat. Ardeiul îl voi pune în sferturi, la fier. Cam în felul acesta. Voi tăia ceapa. Prima dată o voi tăia în jumătate, apoi în sferturi. Într-o cratiță am pus apă, am pus ceapa și ardeiul și acum voi pune bucățelele de brocoli. Voi lăsa totul să fiarbă 15 minute la foc mediu cu un capac deasupra. Brocoli împreună cu legumele au fiert. Acum le voi scoate cu o paletă și le voi pune într-un castron. Voi pasa legumele cu acest blender
vertical. Acum voi pune peste legume uleiul. Pudra de usturoi. Sau puteți folosi usturoi, 2 căței de usturoi. Dați pe răzătoarea mică sau prin presa de usturoi. Voi pune sarea amestecată cu fulgi de chili. Și voi pune puțin din lichidul care au fiert legumele, puțin câte puțin. Și voi începe și voi blenda totul până când legumele se vor pasa. Am terminat de pasat legumele. Acum voi pune puțin câte puțin din acest lichid și voi blenda totul din nou până când voi ajunge la consistența dorită a acestei supe creme. Dacă doriți ca această supă cremă de broccoli să fie mai lichidă, puneți mai mult lichid. Dacă doriți să fie mai cremoasă, puneți mai puțin lichid și mixați legumele foarte bine. Supa cremă de broccoli am terminat-o de pasat și am pus puțin câte puțin din acel lichid în care au fiert legumele. Această supă de cremă de broccoli a căpătat o consistență cremoasă. Este foarte gustoasă și foarte ușor de pregătit. Dacă nu doriți să puneți fulgi de chili sau piper, puteți să o lăsați simplă doar cu sare. Supa cremă de broccoli a ajuns la final. Deasupra am pus pătrunjel tocat mărunt. Se poate servi alături de crutoane și smântână. Dacă nu doriți să puneți crutoanele la cuptor, pentru o variantă mai rapidă, puteți să puneți felii de pâine în prăjitorul de pâine la prăjit, le scoateți, le tăiați mărunt și puteți să le serviți alături de supă. La revedere!